Am putut. Da? Iată despre ce este vorba. Am putut ecuațiile cu module. Nu? Mai amintiți că am rezolvat ecuațiile din modul din x pătrat minus 4 egal cu 6. Adi, cum rezolvă asta? Modul x pătrat? X la 2 minus 4 egal cu 6 și x la 2 minus 4 egal cu minus 6. Deci sunt două variante, da? Da. Deci, înseamnă că asta e fi 6, fi minus 6. Deci este x la 2 minus 4. Da, nu crezi, da? Suntem aici. Da? Dar intră aici în partea asta. X la 2 minus 4 egal cu 6 și x la 2 minus 4 egal cu minus 6. Da. În prima e x la 2 egal cu 10. Așa. Și din și x la 2 egal cu minus 2. Minus 2. Nu se poate. Ordinăm la puterea 2. După ce mai e, nu? Nu se poate. Da. X la 2 egal 10 rezultă că x 1, 2 egal cu plus minus radical din 10, da? Da. Așa. Dar dacă v-aș da următoarul, să se afle mulțimea A egal cu tot acei X reale, pentru care există 7X plus 1 supra modul din 3X plus 5 minus 2. Deci că sunt toți x-i reali, pentru care îți există fracția asta. Interesant. Facem chestia cu tabelajul? Da. De asta să vedem ce este. Când există o fracție? Eu ce credeți că vreau să aflu acum? Dacă... Asta trebuie să fie mai... modulul ăla trebuie să fie mai... mare ca 2. Deci? Ca să nu fie pe 0. A, da, și ce, dacă mi-e mic? Mai mare este. Dacă mi-e mic, păi dacă mi-e mic, e minus 1. Îți dă un număr. Care e problema? Care există o fracție? Că numitorul diferit de 0. Asta am vrut să aflu. Deci există fracția 7x plus 1 supra modul din 3x plus 5 minus 2. Există fracția asta, dacă și numai dacă. Deci stai de vorbă cu ea. Ea poate să facă treabă. Se poate face împărțirea. Dacă numitorul diferit de 0. Dacă modul din 3. Modul din 3x plus 5 minus 2 e diferit de 0. Ori nu, ne vine foarte greu să găsim toți x-ii pentru că e diferit de 0. Deci o să lucrăm cu negația. Adică o să vedem când e egal cu 0, așa ce x nu ne convin. Uitați, vine o chestie logică, urmăriți-o. Deci, fiindcă este foarte greu să găsim tot x și real pe care îl locuim și să vedem când e diferit de 0, mai bine lucrăm când e egal cu 0 și aceea unde trebuie. Așa, el aflăm pe ceea care fac 0 și pe ceea unde noi, așa ceva nu ne trebuie. Modul de 3 plus 5 egal cu 2. Deci, vom negația, spuneți, la rezolvăm. Negația. Da, rezolvăm negația. Adică modul din 3x plus 5 egal minus 2 egal cu 0. Ce ar însemna? Că modul din 3x plus 5 egal cu 2. Deci, am zis că 3x plus 5 e egal cu 2 și 3x plus 5 minus 2. Deci, am zis că 3x plus 5 e egal cu 2 și 3x plus 5 minus 2. Cu minus 2. Nu, adică așa, aici. 3, că 3x este egal cu minus 3. Așa. Deci, am zis că x egal cu minus 1. Da, x egal cu minus 1. Și din a doua aia, rezultă că 3x egal cu minus 7. Deci rezultă x egal cu minus 7 pe 3. Deci,
Acești X sunt mare nenorocire pentru noi. Pentru acești X se întâmplă în cazul mare că nu există fracția. Dacă locuiesc pe X cu minus 1 sau cu minus 7 pe 3, mare nenorocire aici. Că părțirea la geamă se va de face. Așa, da, mulțimea mare cu cine este egal? Cu mulțimea vină? Nu! Cu foarte mulți și în afară de ăștia. Cât ori fi? Vedem. Cât sunt? Îi avem. Minus 1, ăștia 2. Deci, A mare egal cu R, uite cum răspundem, egal cu R, mai minus mulțimea formată din minus 1 și respectiv minus 7 pe 3. Înțeles cum se face? Da. Deci, mai am o dată. Deci este o șmecherie foarte tare. Deci eu am zis așa, găsiți mulțimea mare, formată din toți și reală, pentru care se întâmplă să existe fracția asta. Se existe. Se existe. Deci eu m-am interesat în culise, dacă voi știți că există o fracție. Chestiune care din clasa a patra. O fracție există că numitorul e diferit de zero. Așa, cu anumalicură. Ca să vedem care sunt X și... Păi, pentru orice X în afară de ăștia. Toți X-i? Toți X-i. Asta e rezolvarea finală. Asta e rezolvarea finală. Atât am urmărit. Ia mai dați-mi una, domnule. Deci am urmărit să văd dacă știu ce înseamnă punerea în condiții la o fracție. Și încă ceva, al doilea lucru, dacă neputând îi găsească deodată așa, cu diferite zero, știi, în condiția să o pună. Trebuie să gândească la negații. Adică, în loc să găsesc infinitatea cei de X care fie adevărată, mai degrabă negația pentru care se întâmplă nenorocirea. Că ce-i dăm deoparte, că spui puțin. Corect. Ia să-i mai dăm un și m-am dus și am vrut să mai văd dacă știu să rezolvă fracția numătorii. Deci, vedeți ce șmecherea am mars cu securiții? Într-un exercițiu de asta, am prins foarte bine o treabă. Hai să vedem așa. Deci, să se găsească mulțimea pe mare, format din toți acei X reali, pentru care, pun condiția, deci, pretenția mea pentru care, să existe fracția 5X plus 1 supra modul din 3X plus 1 plus modul din minus X plus 7 minus 2. Acolo. Așa, da, mulțumim. Foarte bine. Mulțumesc. Și dacă combinația există, trebuie să rezolvăm și să punem condiția asta și să rezolvăm mai departe. Deci, eu ca să mă fac mai explicit atunci condiția să există. Dar în mod normal, se găsesc mulțumim în celor X pentru care fracția asta, să aibă loc să stau de vorbă cu ea. Deci, practic, ca să mă revin în sprijin, îi anunț că eu doresc aici să pun condiția pentru existența fracției. Uh-huh. O să vedeți de ce fac aceste lucruri îndată mai târziu. Ia să vedeți. Ce-mi vorbește domnul Petru? Dacă am înțeles. Păi, da, deci, există 5x plus 1 supra modul din 3x plus 1 plus modul din 7 minus x plus 7 minus 2 minus 2, dacă și numai dacă modul din 3x plus 1 plus modul din minus x plus 7 minus 2 diferit de 0. Corect. De așa. Și rezolvăm negația. Deci ne interesăm aceea care, pentru care se întâmplă să fie 0, ca să-i dau deoparte, da? Da. Așa. Deci negația. Rezolvăm negația. Rezolvăm negația. Deci modul din 3x plus 1. Modul din 3x plus 1. Plus modul din minus x plus 7. Egal cu 2. Egal cu 2, da. Așa. Așa și echivalent cu... Păi cine nu facem ăștia? Face tabelă. A, stai, mă. Ați doi moduri acum. Explicitarea noi știm noi cum o facem. Da, cu tabelă. Cu tabelul în intervale, facem treaba cum trebuie. Deci gândim așa. Ne ocupăm de primul modul. 3x plus 1. Expresia din modul 1. Modul din 3x
Fără modul. Numai 3x plus 1 egal cu 0. Egal cu 0 rezultă de aici că 3x egal cu minus 1, deci rezultă că x egal cu minus 1 pe 3. Bun. Să luăm și cealaltă. Minus x plus 7 egal cu 0. Rezultă de aici că minus x este egal cu minus 7. Rezultă de aici x egal cu 7. Bun. Facem o tabel de variație a semnului expresiei 3x plus 1. X-ul are libertate să vină la minus infinit, la plus infinit, nu așa? Deci x-ul vine la minus infinit, la plus infinit. Și la un moment dat se întâmplă să facă 0 unde? Expresia asta, 3x plus 1. 3x plus 1, când face 0? Când x e minus 1 pe 3. Corect. Deci minus 1 pe 3 face 0. Și iată că cu ocazia asta, intervalul de la minus infinit la plus infinit se rupe în două. O zonă până minus 1 pe 3, aici l-o șup de acolo înainte. Ia să vedem pentru un x de aici, cât face 3x plus 1? Dă un x de aici din zona asta. Minus 2. Minus 5, a zis eu. Minus 2, minunat. Minus 2 e mai ușor de calculat. Deci 3 ori minus 2 face... Minus 6. Și cu plus 1, minus. Da, acolo deci, e minus. Deci aici minus tot timpul. Orice x ați da voi, când înlocuiți, tot negativ. Și în partea cealaltă cu plus. Și în partea cealaltă va fi cu plus tot timpul. N-au decât să, cei care nu ne creați, n-au decât să locați cu un x, să luate cu obținut numere pozitiv. Să calculăm și pentru celelalte. Facem de desubt și pentru minus x plus 7. A, da, am calculat, e 7. În 7, să 7 e pe aici, dincolo de minus 1. Da. Practic, coborăm în 0. Deci minus x plus 7 face 0. 0 sub 7. Ia să vedem dacă înlocuim pe x cu... Asta e intervalul. Pentru asta e rupt intervalul de la minus... Minus infinit minus 1 pe 3, minus 1 pe 3, 7, 7 plus 1. Nu. Pentru expresia minus x plus 7 e rupt așa. De la minus infinit la 7, la 7 a fost infinit. Pentru ea am referat acum. Pentru ea o rupă, gândesc. Bine, bine. Și dau un x din la minus infinit până la 7. 5. Minus 5 plus 7? 2. Plus va fi pe aici tot timpul. Până în 0. Da, până în 10. Chiar minus 10. Iată, minus 10. Minus minus 10 e 10, plus 7 și tot plus. Bine. Deci orice x am dat în toată perioada asta, în zona de la minus infinit până în 7, vor face numai numere pozitive. Dar și în partea cealaltă cu minus. Minus cu minus. Mă, știi de ce am făcut noi asta? Că trebuie să explicăm modulul. Și modulul este așa. Pe unde e negativ, îi schimbăm semnul, unde e pozitiv, rămâne așa. Corect. Și acum, toată zona de la minus infinit la plus infinit e ruptă în câte? Un interval, două, trei. În cazul tâi. X îi vin de la minus infinit până la minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Deci cu X de la minus infinit la minus 1 pe 3, închis, adică luăm și pe minus 1 pe 3, că asta înseamnă. Ecuația asta devine... Devine 1 minus 3X. Devine. Bă, cum este 3X plus 1? Negativ. Schimbăm semnul. Minus 3x minus 1. Asta așa. Minus 3x minus 1. Așa, acolo da, negativ. Da. Schimbăm semnul. Plus. Miruna, am ajuns la al doilea modul. Minus 6 minus x. Rămâne așa. Din ce cauză? E pozitiv, da? Deci, minus x. Sau plus 7, că am scris plus. Minus x. Așa, aveai tu dreptate. Minus x. De acum, eu n-am scris, tu nu mai știi. Cu 7 minus x, da. Egal cu 2. Echivalentul. Minus 4x. Minus 4x. Cu plus 6. Plus 6. Egal cu 2. Adică? Rezultă de aici, minus 4x egal cu minus 4. O, x egal cu 1. X egal cu 1. Dar nu mă bucur. Nici eu. Nu știu de ce. Pentru că acolo... Eu le-am spus x o să vină de aici. Ca să fie bun de aici, trebuie să fie. Nu-i bun. De ce? De ce? Unul nu aparține. Aparține. Nu aparține acolo. Minus infinit la minus 1 pe 3. Deci, rezultă că x egal cu minus 1. Nu
este soluție. 1. Merg mai departe, cazul 2. 1, da, profesor. Caz 2. X egal cu? 1, nu minus 1. 1. 1 nu este soluție. Cazul 2. X îi urmărim de la minus 1 pe 3 la 7, în zona cealaltă. Da? X aparține la minus 1 pe 3 la 7. Echivalent cu? Închidem dreapta. Am închis, da. Ecuația de limit. Ce avem după? Avem plus. Rămâne la fel, 3x plus 1. Rămâne la fel. Da, 3x plus 1. Iar partea cealaltă se schimbă, că e cu minus. Nu, nu tot. Rămâne la fel. Deci, plus 7 minus x. Plus 7 minus x. Minus x e dat cu 2. Echivalent cu. Echivalent cu 2x plus 8 egal cu 2. Deci rezultă că 2x egal cu minus 6. Da, minus 6. Deci rezultă că x egal cu minus 3. Minus 3. Și nu ne place. Iar nu ne place. Nu ne place. Că nu e zona asta. Nu. Deci nu e cea asta. Caz 3. Da. Nu aparține. Și asta e cazul 3. Nu știu. Nu aparține asta aici. Cazul 3. Lasă-mi. X aparține mulțimii formate din 7 plus intervalul 7 la plus infinit. Viruna, nu s-o lăsăm pe Viruna acum că... 3x plus 1 plus x minus 7. Ecuația de limit. 3x plus 1 plus x minus 7. Plus x minus 7, schimbă semnul, vede că e negativ, foarte bine. Egal cu 4x minus 6. Egal cu 2. Egal cu 2, da. 4x minus 6 egal cu 2. 4x minus 6. Da. Egal cu 2. 2. 4x egal cu 8, x egal cu 2. 4x egal cu 2. Nu ne place. Adevărat, cum să nu încearcă? Ah, bă, da, ai ezitat acolo. Nu e așa acolo. Nici asta. Noi, atunci toată chestia 5x plus 1 plus 3x plus 1 nu există. Bă, există tot timpul. A, dar fără numerele astea. Care? Care? Nu s-a întâmplat niciuna să dau treaba. Niciuna nu e adevărat. Niciuna nu face 2. Niciodată. Deci, eu dădeam de o parte pe acelea pentru care se întâmpla să fie doi. Exact, toate ele. Deci răspunsul la întrebarea noastră, mulțimea B mare egal cu el. N-am ce dat de o parte. Sunt foarte fericit. Dar mai după o analiză din asta foarte interesant. Dar ce am ascuns eu aici? Hai să vedem. Multe șmecherii. Am vrut să văd despre o fracție. O secundă. Deci am vrut să văd despre o fracție când există. Numitorul diferit de zero. La numitor am aruncat aici doi moduli. E rezolvarea ecuațiilor cu moduli. Cum rezolvăm o ecuație? Nu. Ne putem să o rezolvăm cu asta diferit de zero. Am luat negația. Foarte important. Că găsim un număr finit de valori. Pentru care se întâmplă soluții de ecuație și este. Asta e ecuația din bază. Dar cum se rezolvă lucrurile de mai mulți moduri? Noi știm, deci, dar un modul presupune. Pe unde e pozitiv rămâne așa, pe unde e negativ îi schimbăm semnul. Chestia asta mă frământă foarte tare. Dar trebuie să găsesc o reprezentare de la un cap la altul, a ambilor moduri. De aceea fac semnul, adică ce fac? Constat pe unde e negativ, pe unde e pozitiv. Expresia aceea, 3x plus 1. Pe 3x plus 1 am luat-o cu egală cu 0, în minus 1 pe 3. Pe o zonă, toate valorile care rezultă după înlocuirii vor fi numai numări negative, vă puteți convinge. Iar în zona cealaltă vor fi numări pozitive. La fel. Și al doilea. Și acum când apare ca o oglindă explicitarea. Pentru că pe minus infinit pe la minus 1 pe 3. Primul este negativ. La moduri. Schimbăm semnul. Al doilea e pozitiv. Rămâne așa. Intervalul celălalt. Am două pozitive. Rămâne așa. De acolo. Pozitiv și un negativ. Toate rămâne. Deci totul este analizat aici. Totul este surprins. Este perfect. N-am găsit nicio soluție. N-am găsit nicio soluție. N-am ce să mă supăr. Nu scapă nimic. Corect. Da? Deci așa. Nu am muncit degeaba. Nu am muncit degeaba. Și am făcut analiza.
Miruna, da? Și am făcut degeaba. Și am făcut degeaba, că n-am găsit soluții. Da, n-am găsit soluții, dar nu scădem nimic. Asta înseamnă că e toată mulțimea. Da, da. Ei, eu acum am să vă zic, în practica care urmează cât de curând, o să vezi introduc o noțiune care va fi noțiunea de bază pentru toată matematica de aici încolo. Lor? Da. Deci urmează cât de curând, s-a stavolta, acum, să vă introduc o noțiune. Noțiunea de funcție. Da. Asta va fi definitorie pentru toată perioada pe care o veți avea din parcurs. Până la 12. Nu, până la 12. Mai ales învățăm o superior. Deci nu există de acum. Totul se gândește în noțiunea asta. Și trebuie să vă mărturisesc. Trebuie să mă mărturisesc. Colegii mei introduc noțiunea de funcție foarte ciudată. Atât de dificil încât nici ei n-o pricea. Vedeți la cineva și nu explica. Da? Nu credeți că este interesant ba, să spun da? Ceva acum? Ba, da. Care vreau să vă spuneți ba, da. Cum zi, ba, da. Da? Da? Așa. Vedeți? Expresia asta care am organizat-o în mulțimea de... sau o... este o expresie care depinde de X. Da. La urmă, urmă, când locuiești pe X, găsești un anumit, o anumită valoare, alt X sau altă valoare. Și atunci o să zic că este valoarea aceea în funcție de X. Nu e aceeași tot timpul pe care o obțin. Și de ce am pronunțat? N-am vrut să spun asta, dar trebuie să spun. Deci este funcție de X. Asta este o primă idee, că n-am cum să evit. Și trebuie să spun că valoarele pe care le obțin sunt în funcție de X. Ai X-ul acela, găsești Y-ul. Și așa, dar o să ne dăm așa, F de X. Să F de X. Este egal cu X. Alo? Dar unde vezi că încă am treabă la aici? Mă îndrept exact când era cel mai frumos. Exact. Mă introduc în noțiunea de funcție și mai urmărește-mă și vezi exact ce frumos spun. Bine. Asta e un băiat care m-a făcut lecția în engleză și... A, din Moldova? Nu, nu. Din România, anul trecut sau 2 ani, mergeam la volan în mașinii. Dar și... în Moldova? Sâmbătă, bineînțeles. Ați vă arăt scrisoarea, să vedeți. Mă duc de colo-colo, spun și asta repede. De asta din Moldova, un copil în clasa a 9-a m-a descoperit. De atunci merge după mine, mână în mână. A văzut toate filmele. A devenit unul dintre cei mai buni elevi, a participat la Olimpiada, faza națională, până la faza națională, raională, și astea luau locul tâi, tot. Acum e în clasa a 12 ani, 17 ani. Cred că în clasa a 11, a 12, nu știu exact. 17 ani, 11. 17, da? 11. Da. Raională înseamnă de județ. Așa. Dar eu nu înseamnă județ la Moldova. Da. Și în clipa asta, el este angajat, s-a angajat ca să facă after school. Există varianta și RAI. Ești s-a angajat să facă lecții cu copiii de după program, el având o formă foarte bună. Și atunci s-a gândit așa. Păi nu-i păcat că eu am ajuns și colegii mei nu știu de prof online. Știm un număr atât de mic de moldoveni. N-ar fi cazul ca acum să fac cunoscut acest lucru. Și și-a propus să formeze un grup de inițiativă să promoveze pe prof online, să se cunoască asta. El a ajuns să spună, mă voi duce până când să stau de vorbă cu ministrul învățământului și să spun, eu sunt, da? Eu sunt cel care am reușit cu prof online. De ce nu spuneți să existe asta comunicat pentru toți moldoveni, toți vorbitorii de limba română din Moldova? Și cam toți vorbesc, da. Da. Și atunci, cu această idee, eu vreau să spună că asta e mare bucurie și îmi pare rău că am luat scrisoarea, o să o aduc mâine seara, scrisoarea care mi-a trimis de mulțumire în legătură cu cum s-a descurcat cu profona și nu te-a ajuns acum. Și au venit aici, o trimis pe altcineva, că el nu avea pașaport, o problemă, nu știu ce, adunea bănuții cât a putut el de a susține pe altul care e student, de a veni să stea de vorbă cu mine în persoană, să-mi cer acceptul, să fac, să treacă, să știu ce. M-am bucurat ca un copil. Seara au ajuns, a doua zi au plecat, duminică dimineața.
Deci eu vreau să vă spun că sunt și copii de aceștia care... Și el face actul, îl face și bănuți. Păi asta... E și plătit. Da, păi face bănuții, am luat bănuții și o vreau să ia 3 volume de acestea, avea în minte asta. N-am mai reușit să le ia, că nu mai avea bănuții. Bănuții i-a dat prietenul lui care trebuie să vină să stea de vorbă cu mine. Și m-am bucurat acum și a zis, bă, nu numai 3 volume voi da, probabil că vă da tot setul. În condițiile în care tu te apuci de făcut o treabă asta, să poți populariza, să poți face ca să fie accesibil la toți moldovenii acolo. Deci alte inițiative foarte frumoase, interesante, a unor copii care fac altceva decât modul obișnuit. Greutății au obligat, au descoperit și au spus prietenul lui care era acum student, nu știu, prin anul 3-4, fost o facultate, face ceva alta acum, psihologie și mai departe, spunea că până la ora 3 dimineața îl prindea timpul urmărind filmele mele. Bravo. Da? Deci, interes maxim. Nu, degeaba vă spun, urmezi filmele mele, e păcat. Acolo vedeți tot. Corect. El nu s-a întâlnit cu mine. Dar el nu mai de acolo a înțeles. Mai de acolo, toată matematica. Corect. Așa, deci efecte x egal cu 7x plus 1, totul supra modul din 3x plus 5 minus 2. Când x egal cu 1, rezultă că f de 1 ce înseamnă? F de 1 înseamnă 7 ori 1, 7, și cu 1, 7 ori 1, plus 1, totul supra modului 3 ori 1, plus 5, minus 2. Și egal cu 8 supra 8, nu? Da, minus 2 de 6. Simplifică, prin 2 faci 4 de 3. Adică, hai să recunoaștem, m-a ajutat să-l obțin pe 4 pe 3 ca urmare al lui 1, după rețeta asta, asta rețeta. Deci lui 1, i-am pus eu în corespondență, după rețeta respectivă, pe 4 pe 3. Dau lui X o altă valoare, alt Y. Hai să mă numim pentru X egal cu 0. Rezultă că F de 1, F de 0 face 7 ori 0, 0, 1, supra... Minus 2. Mă, nu. Da. 3 ori 0, 0, 5, 3. 5, 5, 1 minus 2, 3. 3. Deci facem 1 pe 3. Așa cum e 0, se pune în corespondență, există o legătură perfectă între cele două numere, că 1 pe 3 apare ca urmare a faptului că lisa îmi dea valoarea 0. 1 pe 3. 1 pe 3. 1 pe 3. Și așa mai departe. Ei, apare un moment în care pericolul mare există ca aici să fie 0. Și știți bine că a fost. Da, da, avem minus 1 și minus 7 pe 3. Asta, dacă nu-i se cauă valoarea minus 1, că nu-i se dea valoarea minus 1, se întâmplă. El de minus 1. El de minus 1 se facă. 7 minus 1 plus 1. 7 ori minus 7. Minus 1 plus 1 supra modul de 3 ori minus 1 plus 5, minus 2, și egal cu minus 7, plus 1. Minus 6, da, da. Minus 6 de dată, supra, minus 3 cu 5, 2, 0, mare matematică. Și acum spune asta, zice, foaia mea, nu mă pot descurca. Deci lui 1 nu-ți pot, lui minus 1 nu-i pot pune nimic. Că nu știu să fac împărțirea la 0. Nu se poate. Zero împărțit la ceva face zero. Dar împărțit la zero nu se poate. Adică se împarți o pune la nimeni. Poți face fenomenul ăsta, se împarți la nimeni. Nu are un fenomen. Deci, atenție multă. De aceea pe minus 1 nu trebuie să-l păstrez. Lui nu trebuie, el nu trebuie să-l am păstrat. De ce l-am dat deoparte? Deci, în legătură cu funcția, păstrăm mulțimea numai a celor la x, mă interesează numai pe ce x am în vedere, pentru care găsim, pentru care lucrează fracția. Da. Dar tot așa lucrăm? Tot așa, o descoperim și așa. Deci vă spune matematica așa. Așa. F, indefinită pe el. Cu valoare în el. Definită pe el, mai puțin elementele astea care le dăm deoparte, pe minus 1. Și minus 7 pe 3. Minus 7 pe 3. Cu valoare el. Adică cei care apar sunt niște numere reale. Dar această mulțime de la început mă interesează să o pun eu în evidență. Se cheamă domeniul de definiție. Cum?
domeniu de definiție a unei funcții. Toată povestea pentru o funcție care ți se dă o rețetă. E o rețetă asta. Este să stabilești domeniul definiției. Să știi foarte bine când există o fracție. Să știi când există un radical. Există radicalul dacă de suprapune un număr pozitiv. Hai. Dacă tu nu știi aceste lucruri, nu pui niște condiții, nu știi să te descurci. Deci o fracție când tot e de zero există, un radical când tot ce sub el e pozitiv, astea sunt lucruri care trebuie să fie paralelogram. Da, exact așa. Aceste condiții trebuie să le pui, ca să poți lucra mai departe. Ei bine, am doar atâta să vă spun despre noțiunea de funcție. Înseamnă obținerea unei alte mulțimi, când se dă o funcție. Adică ai șansa să obții o mulțime de elemente ca imagini, să sunt imagini. Pui oglinda, oglinda este rețeta. Și datorită oglinzii și este obții imaginea și dacă eu mă uit într-o oglindă, sunt eu, dar să mă uit altceva, e altcineva. Funcție de ce se uită, oglinda ne dă. Da. Așa și aici. Și mă interesează foarte tare să nu cumva să păstrez în mulțimea de pornire, asta e mulțimea de pornire, acele elemente pentru care funcția să nu se descurce. Asta deci, fie că e fracție, fie că e radical. Atunci e mare panică. Nu se poate discuta. Deci de la început prin condiția, dacă e fracție, dacă e radical, condiții, ca să vezi ce X sunt despuși, dacă nu, pe cei dai afară, da? Și păstrezi doar pe cei cărora le poți găsi imagini. Deci, nu uitați, observați. Observați. În mulțimea de pornire, în parantez domeniul de definiție, se păstrează, atenție, păstrează șapte linii acum, se păstrează doar acei X, cărora le putem găsi imagini. Se păstrează? Doar acele valori, pentru care putem găsi imagini, putem găsi, pentru care... Și unde era șapte? Sublinează cu șapte linii. Ah, se păstrează. Da. Foarte important. Da. Se păstrează doar acei X cărora le putem găsi imaginea. Adică pentru care lucrează rețeta. Mai este limbajul vostru după care rețeta lucrează. Adică dacă e fracție, numitorul să fie diferit de zero, dacă... Da? Ce v-am povestit seara asta, voi rămâși într-o altă seară. Da, și noi intrăm. Da? Și pentru că vreau să vă pregătesc pentru noțiunea asta care e atât de importantă, numai pe vântul voi, pe toți prietenii mei, pentru că trebuie să spun că am făcut acest lucru cu atâta drag și am scos un volum care se cheamă Funcții, capitolul Funcții, un volum care 15 ore de funcții, capitolul respectiv, unde am luat meticulos tot felul de exemplu, tot felul. Cine reușește să intre în posesia lui, intră noțiunea de funcție la inimă și nu mai scapă în via, sau nu mai pierde niciodată. Am mesaje de la profesori care, mă rog, au dat definitivatul și au dat peste mine. Domnul profesor, am făcut facultate, m-am dus, am predat la copii, dar n-am avut niciodată clar în minte ce ai funcții subjective, injective, obiecte. Când nu m-au descoperit de asta. Când m-am descoperit, sunt totul clar, totul limpede, este minunat. Așadar, dragilor, eu fac cu atâta pasiune și vă spun cu atâta bucurie lucrurile acestea pe care le stăpânesc și le prezint într-o manieră în care vi le fac accesibile. Nu? Corect. Doar asta e important. Corect. Că altfel, dacă știți cum începe funcția, fie dat două mulțime așebe și un procedeu prin care face ca oricărui remedic la mulțime se corespunde unul și mai unul din cea de-a doua mulțime, spunem asta, a devenit o funcție pe mulțimea valorii mei.
Deci, așa, în definiția, partea pe care înseamnă profesorii. Ei o copie, sunt cuvinte înșiruite, fără nicio legătură, nu se pleacă de-a partea prac, nu te joci cu ei opinii, spui ce faci, ce se întâmplă. Ei o expresie, nu pot pronunța cuvântul fără să folosesc funcții și mai departe. Deci aceste lucruri le spun cu drag și le spun așa. Că matematica este foarte ușor accesibil sau clar de mâna oricui, de elevul ăsta din clasa a noua din Moldova. Elevul, nu știu dacă știți, pe Vădus din Sighișoara, ar fi acolo, la direcția 62 de ani, nu v-am spus. Aceștia sunt și pe alături, ei sunt foarte mulți copii care au modești. El, o să-l aduc scrisoarea, o să-l citim împreună data viitoare. O să vedeți că erau așa speriați de matematică. Din când m-am întâlnit, totul s-a văzut. Copii. Și români, nu mai mult. Da, da. Da. Și părinții și bunicii pentru că nu înțeleg, exact, dar nu înțeleg, domnul profesor, de aceea sunt speriat de matematică. Pentru că nu le explic așa. Așa, asta este motivul. Mă spunea Cristina că aseară o stat până la 12 noaptea. Da, cam așa. Mai făcea mâncare, mai sunt toți ani înapoi, mai nu trebuie să facă. Că nu știa suma gauze. Da, 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 eu le-am adunat. Vă dați seama? Vă iubiți copilul cu toate cele... Zic, mă, dar de ce mai sunat? Da, da. Dar asta spun. Vedeți cât interes maxim este în partea părinților. Este superbă chestia asta. Este extraordinar. Părinții bunici sunt toți fel ca într-o oală, gândindu-se ajută. Dar, domnul Cătălă, vedeți că dintr-o clasă de 30, doi părinți străini cresc cu apatrinează. Păi... Întrebi la școală? Păi, n-au cum. Nu pot înțelege, nu știu săracii ce se facă. Pentru că nu există, el sunt nebunit. Iată, moldovenii vin și acum spuneam și eu, sunt și până la ministru. Mai mi-e chipi, nu știu ce stăm vorba. Dar noi în România sunt al tuturor românilor în om. Da. Și nu se găsește să facă un lucru. Nu, nu, profesor, să vă zic de ce, pentru că copiii ăștia acum sunt interesați de matematică. Ei nici nu mai vor. Foarte bine, nici am înțeles, nici nu mai vor. Uitați-vă, faceți gratuit, da? Se știe asta. Dintotdeauna. Mi se pare că se înghesuie lumea, eu mă așteptam aici să mă încăpem, să se pleacă. Lumea nu înțelege că meditația care, pregătirea care fac eu, e deosebită de tot ce se face. Asta am înțeles. Știi, de, nu s-ar putea ca toată măsia asta. Nu, dar mi-ar fi plăcut să ajungeți în cinci copii. Ia urmăriți-mă voi. Păi, dar nu apare, este o obstrucție continuu făcută din partea sistemului. Sistemul nu este dispus să vină să facă copii. De ce nu apare președintele din România să spună? Există prof online. Și asigur și alții ca de tuturor. Ce face președintele dumneavoastră? Ce mare nenorocire se întâmplă? Doar un singur lucru. Îi îndrumă pe oameni, el profesor de fizică, înțelege sistemul de învățământ, înțelege problema, ar putea să o facă poate ușurință. Da, și o să știți și la ce îi folosește? Păi la ce i-a folosit copilului? Nu copilului, știu. Deci, păi dacă eu, păi ce fac? Iau pâinea de acolo la... La meditator? Nu, asta este o mare prostie. Că cel care vrea să simte, uite, încă nu ai meditație, că cel care vrea să simte, da? Care să vrea să simte pulsul, să se simte, să spunem, răsunarea profesorului, stea o altă, nu stă cu el. Dar ce se întâmplă este aceeași poveste ca înainte, că el altfel la școală nu face. Că doar de ce s-au întregostit atenția copiii de mine și fac așa cum vezi de corul tău. Și mă urmăresc, uitați, acum mă sună Raul de la... Da, vrea să așteptă. Și Raul și de ce așa ăștia? Fiindcă au înțeles că altfel de matematică fac. Deci nu se reduce la aici. El cercetează filme, se uite din urmă, vede atâtea și atâtea filme de urmă, vede tot, reface, vede tot. A fost superb că stând acasă, acest copil din Moldova, i-a spus, domnul profesor, dar știți, nu vă iert. Pune Skype-ul și să facem un exercițiu, că acum eu am două probleme, dar nu mers. Da, și cu Skype-ul, da. Și el acolo, eu aici în România, și am făcut exercițiile acelea destul de dificile, la prima citire. M-am făcut inspirații, le-am făcut și atâta tot. Dar vreau să spun interesul maxim. Interesul maxim al copiilor ăsta. Așa trebuie să aduceți, să aveți și voi dragoste ca să vedeți. Matematica nu se face așa, împins de la spate și hai, mai face mama desenul, mai face, nu știu ce. Că să trăiești tu, să simți tu că vrei să faci asta. Asta este nivelul la care trebuie să ajungi. Că bucuria maximă rămâne atunci când tu descoperi, când tu vrei, când tu te duci pe calculator, tu te duci pe mama, tu cercetezi, tu descoperi, ia să văd.
Cum ai descoperit pe mine? Așa, păi da, disperată fiind la un exercițiu dificil, da. Căutat pe internet, așa vă descoperă toată lumea, nu profesor, pentru că indiferent cum se dă mai apar vreo doi profesori, dar nu. Și sunteți singuri peste tot. Deci așa vă descoperă toți copiii, toți părinții, toți toți părinții. Da. Părinții, tu nu mai vreau. Dar eu așa am descoperit și pe aceea, da, la început, dar văd cum cea de oameni, dar așa, da, și pe aceea la biserică. Da, da, da. Da. Ești de mult venat, e profanat, duci? Da, da. Duci? Duci, dar nu mă întrebați, nu-i clar, duci? Am disperat. Pentru că, vedeți, să-i dai o sumă unui copil banală, de la 300, la 395, din 5 în 5, adunat termen. Da. Și că copilul vine și spune, n-am știut să fac suma. Da, da, da. Să ajungi să te uiți pe ea, profesor fiind, și să spui, o facem mâine. O facem mâine, mâine o facem. Da, da. La aceea copilul se duce cu caietul. Mama a găsit o rezolvare. Nu chiar cea mai bună, dar bună, corectă. Da. O facem azi. Și scrie rezolvarea copilului de pe caiet. Mie mi se pare strigător la ce? Nu mai, trebuie să înțelegi un lucru. Că mediocritatea asta care se instala între ele și profesorii, da. Fac ei îi fac echipul performantă și se cuplează cu, cum se spune, cu bucuria părinților, în ghilimele, de a fi mințiți. Eu, în ghilimele, spun bucuria. Pentru că ei se sesizează dorința părinților de a avea copilul note mari. Și îi spătează chestia asta. Asta am înțeles? Da, da, da. Dar ca să mă inspiră... Asta e și nivelul. De un profesor. Dar voastră, profesor, să vă inspirați în ideea mea, care nu am nicio treabă cu asta. Și să o puneți pe tablă. Da, da. Mi se pare un pic foarte mult, domnul profesor. Mi se pare atât de jos și de josnic, încât mi-e rușit și... Așa cum îl învățăm, tot aici se află. Voi nu înțelegeți. Josnic, pregător la ce? Mă iertați să nu credeți că sunt foarte mulți profesori care riscă să se expună la prima citire. Tu știți? La prima citire este despre maxim. Exact. Totdeauna sunt într-o stare de stres maxim pentru că o fac sau nu fac. Și chiar dacă doar nu te ferești și sunt lungi, revenim asupra ei, aveți puterea de a reprima și domnul profesor, nu mi-ți face asta. Nu, așa, Dumnezeu să fac chestia asta, o fac cu mult drag. Ne oprim aici să le mulțumim în prietenă. Eu simt că n-am făcut aici ecuații cu module. Așa, la... Și funcții, haide să facem. Așa, și se duci și în funcțiunea de funcție, da? Da. În funcțiunea... de funcție. Deci, e clar. Introducem ușor, ușor. O să vedeți și la fiecare oră de algebră. La fiecare oră de algebră, să vă spun pe un pic. Corect, corect, dar așa intri. Ne jucăm tot, ne jucăm și ne-am spus o trezic. Dar funcțiile sunt foarte faine și ușurele și faine, dacă înțelegem. Este noțiunea de bază pentru tot ce înseamnă viața de matematică. Și ușor, și faine. Auziți, vă fie funcție, să vă fie funcție. Ieri, de vizem, ieri, valori, ieri, nu vizem. Unde ieri de X, e ca o punctă. Așa. Noțiunea de funcție, apoi moduri, ecuații de moduri. Da. La revedere, dragilor! La revedere, vă mulțumim că ați mai profunat și vă dorim o seară plăcută în prăjirea de mâinile de rășie. Așa. La revedere! Voi rog pe terminate! Vă uitați din like și ceva, așa, și cu toată ființa ta! La revedere!